Bună tuturor, sunt Mădă și astăzi vreau să vă povestesc o boacănă pe care am făcut-o când eram mică. Dacă vă întrebați ce e cu părul meu, e doar ud. Am ieșit din duș și eu îl las de obicei să usuce natural, în fine. Deci, toată pățania se întâmpla când eram foarte mică, să spun că aveam, cred că aveam vreo 6 ani, nici nu știu dacă eram la școală atunci. Și în ziua aia rămăsesem cu mătușa mea acasă, părinții mei erau la serviciu. Un lucru amuzant despre mătușa mea, când eram eu la cămin, mai venea ea să mă ia când părinții mei erau la lucru și eu îi spuneam mereu să nu cumva să le spui copiilor că ești mătușa mea, să le spui că ești sora mea. Eu nu am frate sau soră și când venea mătușa mea, încercam să conving toți copiii că ea este de fapt sora mea mai mare. Nu știu de ce făceam chestia asta. În fine, deci eram cu mătușa mea acasă și noi la bucătărie, în corpul de sus, unde eu nu ajungeam pentru că eram mică, mai țineam cereale sau dulciuri uneori. Nu prea aveam așa multe dulciuri în casă pentru că eu aveam stomacul destul de sensibil și părinții mei nu îmi dădeau dulciuri foarte des. Dar în ziua aia am vrut să mă urc pe mobilă să văd dacă este ceva acolo, dacă avem dulciuri sau dacă e ceva interesant acolo. Părinții mei de fiecare dată îmi spuneau, și mătușa mea la fel, îmi spuneau nu te urca acolo pentru că poți să cazi, ți-alunecă piciorul sau rămâi agățată, nu știu. Și eu nu ascultam niciodată, evident, eu mă urcam de fiecare dată, fără să știe ei și căutam, chiar dacă nu aveam ce căuta. În dimineața aia, era încă dimineață, mi-amintesc, am mers eu la bucătărie și am vrut să mă urc. Mă urcam uneori pe scaun, apoi pe mobilă sau direct pe mobilă. Mătușa mea m-a văzut și a spus, nu te urca acolo pentru că poate rămâi agățată. Și eu mă gândeam, dar cum să rămân agățată? Deci nu am cum. Și nu o să rămân agățată și o să mă urc. În fine, mătușa mea a plecat în altă cameră, eu am rămas acolo și m-am urcat. M-am urcat pe mobilă, am căutat, am văzut că nu este nimic și am vrut să mă dau jos. Când m-am dat jos, nu m-am dat pe scaun, ci am alunecat, m-am pus cu fundul pe mobilă și am vrut să mă dau jos așa. Și m-am dat jos fix în locul unde erau mânerele dulapului de jos. Și ironia sorții face că m-am agățat. Mi s-au agățat pantalonii de mânerele mobilei. Nu știu cum s-a întâmplat așa ceva, parcă a fost... Parcă o și vedeam pe mătușa mea sau pe părinții mei, cum ziceau, ți-am spus eu și acum cred că te-ai învățat minte. În fine, mie mi-era foarte frică pentru că am fost avertizată că se poate întâmpla așa ceva, însă eu nu am ascultat. Deci mi-era foarte frică și eu eram foarte mică de înălțime și nu ajungeam cu picioarele jos. Deci stăteam agățată în aer cu pantalonii, agățată de pantaloni cu picioarele în aer și încercam să mă zbat, să poate reușesc să mă dau jos. Mi-era frică pentru că mi-era frică să nu mă certe mătușa mea, așa că am rămas acolo foarte tăcută, nu am spus nimic, aproape îmi venea să plâng pentru că eram blocată acolo și nici nu puteam să strig pe nimeni, pentru că mi-era frică. Mi-era frică să nu mă certe. Și am stat acolo o bucată de timp, mătușa mea a văzut că este prea liniște în casă și a început să mă strige. Eu de frică nu am răspuns, am stat acolo și îmi venea și mai tare să plâng pentru că îmi dădeam seama că o să vină și o să mă vadă și o să mă certe foarte tare. Așa că am stat acolo în liniște și până la urmă a intrat în bucătărie și m-a văzut. M-a văzut acolo agățată și cum mă zbăteam și dădeam din picioare ca să încerc să scap, să încerc să mă dau jos și a început să râdă foarte tare. Nici nu a venit să mă ajute, stătea pur și simplu în pragul ușii și râdea foarte tare de cum stăteam eu acolo agățată. Atunci chiar că am început să plâng pentru că mi era
Mi-era ciudă, de ce nu mă ajută, de ce începe să râdă, eram confuză, nu mă ceartă, ce se întâmplă? Într-un târziu a venit la mine și m-a ridicat de acolo. Pantalonii de pijama mi se rupseseră. Eu eram, venea să intru în pământ de rușine și de frică, încă mi-era frică. Și ea nu se putea opri din râs, tot râdea de mine cum rămăsesem eu agățată după ce mi s-a spus de atâtea ori că o să rămân agățată. Nu m-a certat foarte rău, mi-amintesc. Mi-a spus decât că dacă nu ai vrut să ne asculți, uite că ai văzut pe propria ta piele că nu e bine ce faci. Și de atunci pot să vă spun că nu m-am mai urcat pe mobilă foarte mult timp de atunci. Dacă mă urcam totuși, îmi puneam scaunul în fața mobilei și evitam să mă mai urc pe mobilă, mai ales în dreptul mânerelor. Hello, darkness, my old friend. Cam asta a fost istorioara de astăzi, care pot să spun că m-a marcat. Pentru că eu credeam că așa ceva se întâmplă numai în desene, să rămâi agățat de pantalon și să nu poți să te dai jos. Nu știu dacă sunt singura care a pățit chestia asta, dacă și voi ați pățit așa ceva sau ceva similar. Vă rog să-mi lăsați în comentarii sau lăsați-mi povești de ale voastre, ce ați făcut voi când erați mici. Cred că morala poveștii este să ascultați de părinți și de familie și să credeți când vă spun că o să se întâmple un lucru rău, dacă faceți ce nu trebuie, pentru că, da, eu m-am aflat pe pielea mea. Cam atât am avut pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați de like, de comentarii, un share, ce vreți voi. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!